Vara aceasta, ADI Maramureș a inițiat alături de 12 primării din zona Maramureșului istoric un program pilot de colectare a reciclabilelor din poartă în poartă. În cadrul campaniei s-au distribuit peste 120.000 de saci care au fost împărțiți la fiecare locuință din localitățile înscrise în program. Odată cu înmânarea sacilor, localnicii au primit materiale informative despre modul în care se face colectarea la sursa deșeurilor. Zilele acestea, operatorii de salubrizare din zona au ridicat pentru prima dată deșeurile reciclabile din poartă în poartă. Primele localități care au intrat în program cu zi dedicate special pentru ridicarea doar a deșeurilor reciclabile au fost Bârsana, Botiza și Oncești.